Doamnele și domnișoarele care au călătorit astăzi cu troleul au avut parte de o surpriză. Controlorii le-au ocolit și asta pentru că de 8 martie femeile au circulat gratuit cu mijloacele de transport în comun. Totodată, șoferițele care s-au oprit în parcările de pe raza municipiului nu au fost taxate. Iată că și astăzi, de 8 martie, aici la Târgu Jiu, femeile au fost privilegiate. Primăria municipiului Târgu Jiu, dar și Societatea de Transport în Comun SC Transloc SA le-a oferit acestora călătorii gratis cu troleele. Totodată nici la parcările ce aparțin municipalității, femeile nu au fost taxate. Femeile au primit un cadou din partea autorităților locale. De ziua lor au avut parte de flori tradiționalele mărțișoare, dar și de gratuitate. Fie că au circulat cu mijloacele de transport în comun, fie că au parcat pe raza municipiului, doamnele și domnișoarele nu au fost puse să plătească. Această inițiativă a fost primită cu bucurie de toate femeile. Ceva foarte frumos. Din partea primarului, cred sau nu știu, habar nu am. Foarte bun. Foarte frumos din partea primăriei. Foarte frumos. Întotdeauna a fost bine. Dar ar fi bine să mergem mai mult pe jos. E mai bună mișcare. Da, da, da. Totodată femeile nici parcarea nu vor plăti astăzi. Cum mi se pare inițiativa asta? Femeile nu sunt uitate. Foarte bine. E foarte bine. Măcar de zilele acestea importante. Un mic gest. Da, așa este. Foarte frumos. Iată că femeile nu sunt uitate la Târgu Jiu. Da. Totodată nu vor plăti nici parcările. Am auzit de la știri. E un lucru bun. Da, da. Foarte frumos. Totodată, astăzi, femeile de pe centrul municipiului au primit flori de la polițiștii locali, dar și de la cei rutieri, șoferițele fiind trase pe dreapta în trafic și amendate cu flori.